Venită după o cursă de maraton nu foarte reușită făcută la Hamburg, Paula Todoran a reușit să câștige sâmbătă crosul Gabriela Sabo la categoria senioare. Prezentă pentru a opta oară la crosul Gabriela Sabo, eveniment ce a ajuns în acest an la cea de-a 10-a ediție, Paula Todoran a luat startul în cursa de 8 km, trecând prima linie de sosire la categoria senioare. Campioana națională la maraton și semimaraton a înregistrat și un timp bun la final, care îi dă speranțe pentru competițiile viitoare, unde principala țintă este realizarea baremului de participare la Jocurile Olimpice de anul viitor de la Rio de Janeiro în proba de maraton. Am participat la crosul Gabriela Sabo, un concurs tradițional care a fost a 10-a ediție. A fost o schimbare de traseu foarte bună, niște condiții de organizare excelente. M-am bucurat de schimbarea asta, mai mult chiar de traseu pe care l-au schimbat prin centrul orașului. Am obținut un rezultat foarte bun, sunt mulțumită de timpul obținut. Concurența n-a fost foarte mare, n-au fost adversare puternice la start, dar pe mine mă bucură prezența la acest concurs al Gabrielei Sabo, deoarece este o sportivă pe care noi o putem lua de fiecare dată ca model când este vorba de numele ei. Despre crosul Gabi Sabo aș vrea să spun că a fost cea mai reușită competiție pe care bistrițenii au făcut-o, din câte am văzut eu. Foarte bine organizat, mulți copii la start, un traseu foarte bun de alergare și bucuria și mai mare a fost că cei care au plecat din Zalău, începând de la Paula și până la elevii liceului sportiv, au concurat foarte bine, clasându-se între primii 10. Iar rezultatul Paulei este bun, desigur n-am avut un obiectiv, a fost o cursă de antrenament, o cursă de sâmbătă făcută într-un tempo bun și de care suntem mulțumiți. Paula Todoran va continua pregătirea pe plan local până în data de 6 iunie, când va participa la Cupa României în proba de 10.000 de metri. La crosul Gabriela Sabo au fost prezenți și atleți de la liceul cu program sportiv Avram Iancu Zalău, cel mai bun rezultat fiind obținut de Cătălin Marian, care s-a clasat pe locul 2 la categoria juniori. Un rezultat notabil a obținut și Claudiu Meleg, care s-a clasat pe locul 4.